Salutare fetelor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt un clip cu ceva cumpărături. Sunt cumpărături din Kaufland și Lidl. Le-am așezat puțin să-mi vină mai ușor. Soțul meu și-a cumpărat 3 sticle cu bere și o sticlă ceva vin sau șampanie, nu știu ce-o fi. 2 cutii cu iaurt grecesc, de obicei îl folosim la gogoși. O cutie cu smântână. O doză cola din aceasta mică, 2 cutii cu brânză topită triunghiuri din acesta mixet, 2 pateuri, unul este de porc și unul este de pui. Nu le-am mai încercat pe acestea, nu mi-aduc aminte să le fi mai încercat. O cutie cu piept de pui, câteva măsline din acestea mari, aproximativ jumătate de kilogram, un cașcaval din acesta clasic, Hochland, și încă un cașcaval, văd că am mai luat el, tot așa clasic, dar feliat, probabil că pentru ceva sandwich. 2 pachete cu borș magic. Aici mai am o țiplă cu Hochland smântână, brânză topită din aceea felii. Câțiva ardei. 2 sticle din acestea cu lapte bătut, 3 sticle cu lapte, nu știu, aproximativ 2 litri are, 1,80 are o sticlă din aceasta, noi o folosim la pâine. Aici văd că am mai cumpărat ceva roșii, nu știu cât de bine se vede, așa. 2 cutii cu almete pentru fetiță cu smântână. Am mai cumpărat, văd, un pate bucești de pui. Un castravete. Câteva banane. De fapt, ceva mai multe banane a luat. Dar nu știu de ce a luat așa multe. În fine. I-am spus să cumpere inițial șervețele umede Wickies. Dar spunea că nu a găsit deloc în Kaufland, așa că le-a luat pe acestea. Și a luat mai multe pachetele. Deocamdată e bine și așa. A luat câteva gogoși din Lidl și aici câteva cornuri 7 Days cu cremă dublă. De data aceasta a găsit așa. Mi-a mai cumpărat pentru mine 2 pungi cu dischete. A luat așa, pe acestea nu le-am mai încercat. Și am mai luat și din acestea de la Bevola. Pe acestea le-am mai încercat și îmi plac destul de mult, nu sunt scumpe. O rolă cu folie, din aceea de aluminiu. Și aici mai am, sper să nu cadă nimic, mai am o rolă cu hârtie de copt. Am mai cumpărat un Lenor din acesta pe albastru. El chiar nu știa de care să ia și i-am spus să ia albastru, am mai luat și știu cum e. Și am mai cumpărat un pachet el de șervețele. Acestea vrea să le țină în mașină, parcă așa spunea. 2 role din acestea pentru bucătărie cu miros de lămâie. Chiar miroase foarte bine și sunt destul de ok. Chiar îmi plac foarte mult. Și un bax cu apă minerală. Cam acestea au fost cumpărăturile noastre. Probabil că ne ajung cam 2 săptămâni, cam așa. Și cam atât. Vă pup, fetelor, și vă urez o zi frumoasă!